Sute de copaci tăiați recent dintr-o pădure de salcâm au stârnit nemulțumirea unor localnici din sectorul de vile Galbene Gutui, raionul Criuleni. Oamenii spun că au fost defrișate două sectoare de pădure cu arbori ce păreau sănătoși. Administrația ocolului Silvic și autoritățile de mediu îi contrazic însă și spun că salcâmii au ajuns la vârsta la care trebuiau tăiați, iar întreaga zonă va fi replantată. Din câte puteți vedea, mai mult de un hectar de teren din această pădure a fost defrișat. Se vede bine că sunt sute de copaci de salcâm. Noi de obicei ne uităm pentru că sunt foarte multe animale pe aici, mai întâlnim căprioare și ieri ne-a tras atenție golul ăsta și am intrat și când am văzut ne-am speriat ce se întâmplă aici. Deci putem vedea aici colo câte un copac care ar fi bolnav sau cu rădăcina bolnavă, dar în rest sunt copacei sănătoși. Eu înțeleg când tai pădurii, mă rog, asta nu poți să spui că e pădure, că uitați-vă împrejur, sunt și copaci cu diametru de la 5 cm și maximul 20 cm. Și asta e, se numește împădurirea țării, nu pot înțelege, chiar indignare la maxim, nici nu știu cum să spun în cazul ăsta. N-am cuvinte. Anul acesta aici am văzut fazane, mulțime, vulpi, căprioare. Și unde și fazanii și căprioarele astea? Pe pământul ăsta? Pe de altă parte, administrația ocolului Silvic, Criuleni, dar și Inspecția pentru Protecția Mediului din raion susțin că tăierile sunt legale și că pădurea va fi replantată, cel mai probabil în toamna anului 2024. E o tăiere rasă, suprafața de un hectar. Avem un arboret în cazul dat de vârsta de 40 de ani, majoritatea arborilor în jur de 70% uscat coronamentul. Efectuăm tratamentul dat pentru a avea o pădure de viitor. Dacă o stăm să așteptăm până vedem tulpina uscată, pierdem capacitatea de a regenera. Deci ea noi ne conducem de coronament. Au fost o petiție din partea locuitorilor din zile, din apropiere a pădurii. Putem spune că acolo au fost eliberate două autorizații de exploatare a pădurii. Autorizația a fost eliberată în 20 decembrie 2023, iar data terminării recoltării e 11 aprilie 2024. După ce va fi finalizate lucrările de exploatare a parchetelor, vor fi lucrări de plantare a arborilor. De menționat e că nu a fost amplasat niciun panou care să informeze în legătură cu tăierile de copaci din zonă. Localnicii au înaintat o petiție către instituțiile abilitate, dar nu au primit niciun răspuns până acum.